Acest program conține plasare de produse. Am revenit, dragilor, din mica pauză de publicitate. Urmăriți emisiunea Sănătate înainte de toate, iar acum vorbim despre durerile de genunchi, dar și despre modul în care acestea pot fi ameliorate. De ce apar durerile de genunchi, dar și cum ne pot afecta viața cotidiană, aflăm de la invitata mea, doamna Gabriela Vâlcea, manager general. Bună ziua, bine ați revenit la noi! Bună ziua și mulțumesc de invitație! Dragilor, încă de la începutul acestei părți vreau să vă anunț că pe micul ecran este afișat un număr de telefon 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în emisiune sau ne puteți trimite chiar și mesaje la același număr de telefon. Dragă Gabriela, știm că durerile de genunchi ne pot afecta vizibil viața cotidiană și aș vrea să le spui celor de acasă de ce apar durerile de genunchi și ce se întâmplă dacă o persoană nu administrează niciun tratament pentru acestea. Durerile de genunchi sunt foarte frecvente, la capitolul dureri care pot apărea odată cu vârsta. Încep să apară de la o vârstă din ce în ce mai tânără, chiar și după 30 de ani. Sunt un simptom, deci un semnal de alarmă, trebuie să ne atragă atenția, să investigăm, să diagnosticăm motivul care cauzează durerile de genunchi. Trebuie să fim atenți să vedem ce boli cauzează aceste dureri de genunchi. Acestea pot să fie mai ample, pot fi afecțiuni la nivelul coloanei, de exemplu sciatica. Este o durere care se lasă în jos pe genunchi și se poate confrunta doar cu durerea de genunchi, se afle care ceva la nivelul coloanei. Pot fi traumatisme la oamenii care au o activitate intensă, fie sportivă, fie la locul de muncă. Ignorarea acestora și faptul de a trăi cu dureri fără să le tratăm din scurt, cât mai aproape de momentul în care apar, aduce la limitarea mobilității, posibilității de mișcare și, în definitiv, la protezare într-un moment al vieții, vârsta a doua, vârsta a treia, când și alte probleme pot să apară și ar fi bine să evităm acest lucru. Este dificilă operația de protezare sau mai dificilă ar fi perioada de recuperare de după aceasta? Cum ai punctat și tu foarte bine, operația în sine nu cred eu că este dificilă, deși este costisitoare, o proteză cu adevărat foarte bună, este o proteză foarte scumpă, dar în general corpul nostru ar trebui să-l supunem la intervenții chirurgicale dacă nu există alte variante. Să amânăm tratamentul durerii, să trăim cu durerea și să nu ducem în definitiv o viață demnă, pentru că ne consolăm cu faptul că la un moment dat ne punem o proteză, nu cred eu că ar trebui să fie modul de abordare. În schimb, operația în sine la o vârstă înaintată necesită o recuperare, trebuie făcută corect. Odată ce apare protezarea la un genunchi, într-un moment al vieții poate să apară și la celălalt, să sufere celălalt picior într-un alt moment al vieții, când organismul nu se mai poate recupera la fel de ușor după o intervenție chirurgicală. În general, vreau să mă adresez oamenilor care își doresc să amâne acest moment cât mai mult și să întrețină mobilitatea articulară a genunchiului cu tot felul de metode și un stil de viață care să evite intervenția chirurgicală. Da. Astăzi ai venit la noi și cu un dispozitiv medical, un mic terapeut, care poate ajuta în ameliorarea acestor dureri. Cum ajută el mai exact, Gabriela? Peste tot pe unde merg și văd un om care suferă de o durere de genunchi, încerc să vorbesc despre posibilitatea tratamentului cu terapia laser. Aparatul laser pe care noi îl distribuim în România din 2017, deja de câțiva ani, în peste câteva mii de exemplare bune, este un dispozitiv laser care integrează tehnologia laser rece. Această tehnologie este bine recunoscută, testată și folosită în cabinetele medicale pentru tratamentul durerii și al inflamației. Dispozitivul nostru laser este singurul portabil, asta înseamnă că poate să fie folosit direct acasă de omul care suferă de durere.
Protocolul de tratament este simplu și rezultatele sunt rapide dacă îl aplicăm cum trebuie, cum recomandăm. Da. Dragă Gabriela, să știi că avem un telespectator care dorește să intervină în emisiunea noastră și spunem bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți și de unde ne sunați? Din la Lutul. Vă ascultăm. Cum vă numiți? Poruțe, vă da. Poruțe, vă ascultăm. Da, am comandat de la dumneavoastră, dar nu știu de unde, dar aparatul curat, dar toate mulțumim de el. Ce probleme de sănătate aveați? Dar nu, eu cândeva asta, pentru cândeva asta, m-am amândat de pe două genunchi. Eu sunt din nou, deci mă tân fac și cu ea la gât și sunt ameliorate. Sunt. Da, deci sunteți mulțumit. Da, da. În care am comandat la multe rămâne învețință și el suferă de multe dureri. Că chiar are o rană, mă trebuie să scrie că sunt rana vindecă. Mă nu-i voie să pui direct de rană, că la asta... Și... Bă, ăsta e ceva, ceva bun, mă, că îl duc și pe la... Da, ceva bun, mai ales că îl puteți folosi direct acasă. Da, da, pot să-l pun de unde are o broșură care arată că, dacă, de exemplu, e singur, are tripodul ăla cu tripitoare, îl pui pe spate și stai pe burtă. Nu trebuie să te ajute nimeni. Adică vreți să ne spuneți că este foarte ușor de folosit? Un copil poate să folosească dacă vrei. Sau chiar și noi, că noi suntem bătrâni, amândoi chiar nu te-am de ani. Mulți înainte. Dar noi suntem ca, aproape ca copiii, că zice că omul de da ori copii și nu o da. Așa mai. Este. Vă mulțumesc din suflet că ați intervenit în emisiune și vă doresc sănătate multă. Care ar fi protocolul de tratament pentru aceste dureri de genunchi? Domnul care a intervenit în emisiune ne-a spus că pentru dânsul a fost foarte ușor de folosit acest terapeut, să-i spunem terapeutul din casa ta. S-a ajutat foarte mult de acea broșură, dar și de acel trepied. Îl putea localiza cu ușurință în orice loc. Aparatul este de dimensiunea unei telecomenzi și funcționează cu acumulator reîncărcabil. El are 3 butoane, butonul de on-off, butonul lateral care activează raza laser și butonul care setează timpul. Odată pornit, aprindem raza laser, setăm timpul de tratament înainte de a aprinde raza laser și îl punem pe zona care doare. Aici este principala provocare, să tratăm zona afectată. La genunchi recomandăm să stimulăm țesutul moale pentru că laserul este absorbit de țesutul moale. Principala lui acțiune la nivelul țesutului este să intensifice circulația sanguină din profunzimea articulației genunchiului. Deci punem lateral stânga, punem lateral dreapta, punem în spatele genunchiului și astfel ne asigurăm noi că înconjurăm toată articulația genunchiului, care este o articulație mare. Începem cu 1 minut jumătate pe punct, adică în 3 puncte avem deja 1,5 ori 3, adică 4,5 minute și creștem gradual cu câte 30 de secunde. Recomandăm măcar 10 zile consecutiv să se țină omul de tratament acasă ca să aibă un tratament eficient. Fiecare aplicare, în 70% din cazuri, aduce o eliberare a durerii. Însă, acțiunea antiinflamatoare și acțiunile de stimulare a sursei durerii, care ajută cu recuperarea, se desfășoară pe o perioadă foarte lungă de timp, până la 6 săptămâni de când întrerupem tratamentul. Ceea ce înseamnă că vrem să tratăm cât se poate de mult timp, vrem să dăm timp țesutului să se recupereze și un termen de 10 zile ar fi de bun simț pentru afecțiune cronică. Cu cât e durerea mai intensă, cu atât rezultatele sunt mai rapide. Deci 10 zile îl folosim, 6 săptămâni pauză, dar în cele 6 săptămâni tot avem o ameliorare a durerii, iar după cele 6 săptămâni putem
reveni cu acest terapeut? Am înțeles bine, Gabriela? Da, exact, ai înțeles foarte bine și există suportul telefonic pe care noi îl oferim tuturor oamenilor care au întrebări, cei care au aparatul acasă, pentru că sunt situații când situația omului de acasă, vârsta, afecțiunea, cât de veche este, cât de întinsă e zona care doare, necesită mai mult de 10 zile și atunci facem recomandări fiecărui om în parte. Da, dragă Gabriela, să știi că este momentul să luăm o mică pauză de publicitate, așa că, dragilor, luăm publicitate, dar dumneavoastră să nu plecați, în 2 minuțele revenim. Acest program conține plasare de produse. Am revenit din pauza de publicitate. Alături de mine este doamna Gabriela Vâlcea, manager general, și vorbim despre durerile de genunchi. Nu uitați, dragilor, nici de numărul de telefon afișat pe micul ecran, 0736 502 479, număr prin intermediul căruia puteți interveni în emisiunea noastră sau ne puteți adresa întrebări cu privire la temele emisiunilor noastre. Dragă Gabriela, aș vrea să-mi spui dacă există anumite secrete legate, bineînțeles, de folosirea acestui aparat, secrete care să ducă la rezultate maxime. Este foarte important să menținem legătura cu clienții noștri care primesc aparatul acasă, să le spunem că trebuie să se țină de tratament, să nu renunțe, atâta timp cât există o durere să trateze, măcar 10 zile, cum se face și la cabinetele și la zonele unde sunt tratamente cu fizioterapie. Trebuie să experimenteze cu zona, cu suprafața care doare. De multe ori durerea este difuză, de multe ori la durerea de genunchi oamenii trebuie să pună și pe rotulă sau sub rotulă. Se poate simți durerea în rotulă și nu tratează în spate, deci un secret la durerea de genunchi ar fi să trateze în spate. Dacă obține ameliorări, secretul cel mai mare este să nu renunțe la continuarea, să nu renunțe la tratament, să continue tratamentul. Da. Multe persoane care se confruntă cu durerile de genunchi au fost deja la medicul specialist, așa cum este și normal, și au primit, bineînțeles, tot felul de tratamente, fie vorba de medicamente, fie vorba de infiltranții, unguente sau alte remedii. Acest laser poate fi folosit în paralel cu tratamentele date de medicul specialist? Recomandăm tratamentul laser să fie folosit ca un tratament alternativ, non-medicamentos, autonom sau adjuvant, adică de sine stătător sau pe lângă ceea ce recomandă medicul, în tratamentul durerii și al inflamației articulare, în special la nivelul genunchiului. El nu are efecte secundare, nu există contraindicații și este un tratament care lucrează la sursa durerii. Acest tip de laser este un laser rece, tocmai pentru că el nu are efecte secundare. La contactul direct cu pielea se produce un fenomen similar cu cel de fotosinteză la plante, și anume țesutul nostru celular absoarbe această energie a laserului și o activează întreg metabolismul celular. Deci mergem la doctor, ne consultăm, obținem un diagnostic corect și folosim tratamentul laser, fie de sine stătător, fie ca adjuvant pe lângă ceea ce folosim deja. Da, avem un alt telespectator care dorește să intervină în emisiunea noastră și spunem din nou bună ziua! Bună ziua! Cu cine avem plăcerea de această dată? Gheorghița Văzuva, mă numesc din Gorj. Vă ascultăm, doamna Gheorghița. Cu ce să încep? Să vă spun că am achiziționat și eu acest aparat, da, care de o lună și ceva m-a ajutat foarte mult. Am o poliartrită reumatoidă veche, da, o spondiloză cervicală,
la fel și o gonactroză. Și sper că va da rezultate și mai bine dacă o să folosesc în continuare. Presupun că urmați și tratament, dar de medicul specialist. Da, da, da. Foarte da. Bine, ați auzit ce a zis doamna Gabriela, că acest aparat poate fi folosit cu succes în paralel cu tratamentele oferite de medic. Da, da, antiinflamator. Așa, deci sunteți mulțumită. Sunt foarte mulțumită, aproape durerea a scăzut la 70%. Vă mulțumesc din suflet că ați intervenit în legătură cu noi și vă dorim sănătate multă și, bineînțeles, o zi frumoasă în continuare. Cum putem spori eficacitatea acestui laser? Este foarte important să avem în vedere că durerile care apar după o anumită vârstă sunt rezultatul mai multor factori. Stilul de viață, alimentația, cât de activi suntem. Pentru a spori rezultatul tratamentului, trebuie să aplicăm eficient, trebuie să aplicăm corect, să consultăm manualul de instrucțiuni, să continuăm să ne mișcăm chiar și atunci când ne mai doare. La durerea de genunchi, oamenii nu mai pot îndoi genunchi, nu mai au stabilitate, nu mai pot urca sau coboră scări. În ciuda acestui lucru, cu ajutorul laserului care acționează localizat la nivelul articulației afectate, reușim să redăm mobilitatea astfel încât oameni care poate chiar nu se mai pot deplasa sau ridica din pat din cauza durerilor reușesc să se ridice din pat, să fie independenți, să meargă la toalet, ajung să renunțe la cadru în 2-3 luni de tratament cu răbdare, cu celelalte tratamente recomandate de medicul specialist. Cu o atitudine deschisă și flexibilă și cu optimism se pot învinge multe probleme în viață și trebuie să avem răbdare. Dacă ne supără genunchii și nu am ajuns încă la medicul specialist, putem folosi acest terapeut? Eu recomand să fie folosit cât mai aproape de momentul în care apare durerea, deoarece aceasta crește eficiența tratamentului, iar durerea poate să fie rezolvată dacă este aproape de momentul în care apare. De multe ori oamenii au nevoie să facă investigații, să-și înțeleagă afecțiunea, pentru că ei tind să ignore dacă nu conștientizează că la nivelul genunchiului s-a produs o erodare a cartilajului sau un traumatism și că este o boală care nu poate să fie vindecată. Înțelegând cum funcționează corpul nostru, ce procese se întâmplă, ce boli apar, înțelegem și tratamentul și cum trebuie abordat, ce înseamnă, ce poate să facă un laser terapeutic pentru noi, pentru că de multe ori oamenii descurajați care sunt suferinți de durere întreabă dacă le crește din nou cartilajul, iar acest lucru încă nu s-a inventat și nu poate să facă laserul. Laserul poate să ajute cu stimularea acțiunii antiinflamatoare, cu stimularea producției de endorfine, care oferă un efect analgezic, cu stimularea proceselor metabolice care mențin mobilitatea articulațiilor, cu drenajul, cu stimularea lichidului sinovial, dar să crească un țesut care nu mai există nu este încă posibil. Cel da. Puțin. Avem un alt telespectator. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți, doamnă? Sunt o persoană în vârstă din ea. Așa. Am achiziționat aparatul în urmă cu o lună și ceva, da. Adică pe 1 martie și pe 2 ani nu început tratamentul. Am un genunchi foarte rost din cauza faptului că am avut poliomielită când am fost copil și în continuare, bineînțeles, și s-a accentuat erodarea genunchiului cel sănătos. Am făcut tot felul de tratamente, dar rezultate și cu acest laser am reușit și am scăpat de durerea care mă face ca și cum ai... Ați reușit să ameliorați durerile, da? Da, da, foarte, foarte bine și mă simt foarte bine și mă bucur că am auzit acum la televizor că după
săptămâni pot să reiau tratamentul. Da. Vă mulțumesc din suflet și recomand cu credere. Chiar o vecină de-a mea a cumpărat de la dumneavoastră imediat la vreo jumătate, după vreo două săptămâni a cumpărat și ea un biculizer. Da. Vă mulțumesc din suflet că ați intervenit în emisiunea noastră și vă dorim sănătate multă. Acest dispozitiv poate fi un ajutor doar în durerile de genunchi sau îl putem folosi și în alte afecțiuni care ne deranjează? Chiar îți mulțumesc pentru această întrebare, deoarece dispozitivul are un preț semnificativ. Este un laser terapeutic cu peste 1000 de ore de tratament, cu o suprafață mare de tratament. Are un cost și e foarte bine de știut că e util în casă. Îl pot folosi toți membrii familiei pentru toate tipurile de dureri. Pot apărea dureri la nivel muscular, cervical, la nivelul coloanei, intravertebral, tendoane, oase, articulații, fie articulații mari, cum sunt genunchiul, șoldul, fie articulații mici, încheietura mâinii, glezna. Este foarte important să integrăm terapia laser în procesul de recuperare. Vorbim de recuperarea din afecțiuni cronice, unde acolo vorbim de fapt despre o gestionare a durerii, deci reluăm tratamentul când durerea reapare, sau traumatismele unde și-a luxat omul glezna, o întorsă. E foarte important să ajutăm cu recuperarea ca să nu obținem o slăbire a articulației, să nu mai poți să mai calci și să ai mereu o sensibilitate în zona respectivă. Se tem românii când aud de acest cuvânt laser? Da, cred că oamenii se tem, ca orice om, te tem de ceea ce nu cunoști foarte bine, tinzi să crezi că nu este bun, dar acest lucru se combate cu culegerea de informații, cu ne puteți contacta pe noi la numărul de telefon să vă adresăm toate întrebările pe care le aveți. Există studii clinice disponibile, există 5 studii clinice în care a fost implicat acest aparat, există studii clinice despre terapia laser în sine, la nivel internațional, recomandări din ce în ce mai multe pentru tratamente non-invazive. Laserul este integrat în viața noastră în multe, multe acțiuni, de la scanarea codului de bare la magazin, de la oftalmolog, la laserul rece, din ce în ce mai multe aplicații ale laserului. Da. Cât de sigură este terapia laser pentru ameliorarea durerilor de genunchi? Terapia laser este foarte sigură pentru ameliorarea durerilor de genunchi din confortul casei dumneavoastră. Laserul pe care noi îl distribuim este un laser portabil destinat folosirii acasă, are marcajul CE, asta înseamnă că este acreditat, este testat. Este un laser care nu are cum să facă rău. Noi putem să facem recomandări, vine cu un manual de instrucțiuni, dar adevărul este că un om face ce vrea cu aparatul lui acasă și marcajul acesta atestă faptul că nu aveți cum să vă faceți rău, indiferent ce ați putea să faceți. El este din spectru infraroșu cu o putere de 250 de miliwați, adică îndeajuns de puternic să dea rezultate, dar nu să facă rău, ceea ce este extraordinar. Da. Dacă ar fi să ofer celor de acasă niște sfaturi cu privire la aceste dureri, care ar fi acele? Eu când văd un om că suferă de o durere, simt nevoia să ofer soluții. Trebuie fiecare om să facă ce este potrivit pentru sine. Deși noi credem că ar trebui să existe un aparat laser în fiecare casă, deoarece are o aplicabilitate vastă, nu înseamnă că fiecare om care suferă de durere are răbdarea aceasta să își aplice tratamentul. Trebuie să fim optimiști, trebuie să fim demni, indiferent ce apare, o durere, Doamne ferește, alte boli, alte necazuri, trebuie să le învingem, trebuie să ne documentăm, să încercăm soluțiile pe care le avem la dispoziție, să amânăm cât se poate acele soluții care vin cu efecte secundare, și ele au rostul lor, dar trebuie folosite cu măsură.
să putem la bătrânețe să ne bucurăm de nepoții noștri, să mergem în parc, să petrecem timp cu ei, să alergăm, să ne plimbăm, să mergem. Durerile apar în stilul de viață pe care îl avem astăzi. Nu mai petrecem atât de mult timp în natură, alimentația nu mai este la fel de sănătoasă, poate gândirea noastră e mai negativistă. E important să facem lucruri care ne aduc plăcere, care ne tratează durerile și să înțelegem că uneori când apare o durere și reducerea ei cu 70% aduce o calitate extraordinară vieții. Exact. Cei care vor să încerce această terapie laser, cum o pot face? De multe ori oamenii văd reclame cu produsul nostru și și-ar dori să îl ia, însă nu își permit și necesită timp să strângă banii sau unii dintre ei spun că nu ar putea să și-l permită niciodată, ceea ce îmi pare foarte rău, sincer. Se poate încerca în cabinetele de fizioterapie, trebuie într-adevăr să te duci la programări, trebuie să aștepți după timpul disponibil prin programările cu asigurarea medicală, cu casa de sănătate, dar și acolo există terapia laser. Eu am încredere că oamenii având contact cu terapia laser, văzând cum se aplică și văzând că nu necesită cine știe ce specializare să poți aplica, vor prinde curaj să-și cumpere chiar ei acasă. Da. Dragă Gabriela, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să fii alături de noi și să știi că te reaștept cu mare drag și săptămâna viitoare. Eu vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și că ne invitați de fiecare dată. Dragilor, dumneavoastră, dacă doriți să revedeți această emisiune, o puteți face mâine dimineață. Eu sunt Lăcrămioara Pralea, vă doresc o zi frumoasă în continuare și nu uitați că fără sănătate totul este nimic, așa că aveți mare grijă de sănătatea dumneavoastră. La revedere! Acest program a conținut plasare de produse.